Și ar fi bine ca doamnele să se resfețe pe cât posibil în acest weekend. Săptămâna viitoare, la locul de muncă, s-ar putea să primească doar un buchet de flori. Este criză financiară sau de timp, spun angajatorii, care nu au de gând să le mai ofere doamnelor o petrecere. Pentru a face economii, patronii și administratorii firmelor au tăiat anul acesta și din bugetul rezervat petrecerilor tematice. Astfel, femeile care vor să petreacă alături de colegele lor o vor face după program din bugetul propriu. Dacă în alți ani se făceau adevărate chefuri și primeam cadouri substanțiale, se pare că în acest an nu vom face mare fast, ci doar o mică atenție. Chiar dacă resursele financiare sunt limitate, vom face simțită ziua de 8 martie cu siguranță. Probabil că voi ieși cu fetele la un suc, la o cafea și, evident, la floare. Fiecare femeie ar trebui să simtă ziua de 8 martie mamă sau nu. Doamnele și domnișoarele nu sunt deloc deranjate. Se mulțumesc cu faptul că încă mai au un loc de muncă. E foarte bun chiar și fără petreceri. Mare lucru nu mă pot aștepta, pentru că știți cum este anul de criză tot și mă bucur în special că am un loc de muncă stabil. Evident că este mai puțin bogat și cheful nostru de distracție este mai scăzut ca în alți ani. Dar sperăm să o scoatem la capăt și să fie ok și anul acesta, așa mai sărac cum e el. Ca în fiecare an, cadourile cele mai de preț vor veni din partea persoanelor apropiate, nu a colegilor de serviciu. Voi sărbători alături de prieteni la o cofetărie, la un suc, la o prăjitură. De altfel, acestea sunt și cele mai de preț.